După aceea mă leagă faptul că am filmat aici un bulgăre de humă și că am fost pe urma pașilor lui Eminescu, Creangă, Veronica Micle, Tinca, soția lui Creangă. Prin filmările astea am cunoscut Iașiul, cât este de frumos și de dulce. Asta îi spuneam lui Nicolae acum a venit cu avionul, că dulcele târg al Ieștilor este acum marele târg al Ieștilor, că am văzut de sus cât este Iașul de mare. Mă leagă oamenii pe care i-am cunoscut. Aici totul este frumos, și locurile, și oamenii, și sunt bucuroasă că sunt aici.